Ursul brun este specie protejată la nivel european, ceea ce nu este rău, dar asta a dus în ultimii ani la o creștere numerică neoptimizată a animalelor. În Maramureșii au fost văzuți de mai multe ori în zone în care până acum nu-și făceau simțită prezența. Această creștere s-a observat prin faptul că hrana care este administrată la mistreți este consumată în foarte mare parte de urși și fac mult mai des apariția și număr tot mai mare. Bineînțeles că în acest sens avem și camere prin care imortalizăm prezența lor acolo. AJVPS Maramureș face o evaluare estimativă în fiecare an a numărului de exemplare, dar numărul de urși nu crește într-o jumătate de an brusc sau într-un an. Acest număr de urși a crescut pe parcursul ultimelor 5 ani de zile, 5-6 ani, 7 ani. Asociația Județeană Vânătorilor și Pescarilor Sportive are 23 de fonduri de vânătoare. Pe 8 trăiesc urși și membrii AJVPS cunosc perimetrele în care animalele își duc existența. Zonele care sunt cu numărul cel mai mare de urși de pe fondurile pe care le gestionăm noi, sunt, haideți dacă o luăm așa, putem să spunem zona Borșa, zona Vișeu, chiar zona Sighetul Marmației și Casnicu, iar în apropiere de Baia Mare, Isoarele, Mogoșa. De altfel, exemplare de urși au fost observate de mai multe ori chiar în zona stațiunii Izvoare, ceea ce nu este bine, fiind o zonă frecventată de turiști, dar și de culegătorii de ciuperci. Directorul AJVPS Maramureș recomandă celor care ajung în pădurile județului să fie cât mai zgomotoși. Culegătorii de ciuperci sau turiștii să facă gălăgie la plimbările lor pe care le fac prin pădure, în mediul silvatic, să facă gălăgie, să aibă la ei spray lacrimogen. Dar cea mai eficientă apărare împotriva acestor exemplare de urs este dacă se mișcă cu zgomot. Dacă fac gălăgie, ursul nu se va apropia, va fi poate undeva în apropierea lor, dar nu se va apropia de persoana care face zgomot. Pe fondurile de vânătoare ale AJVPS Maramureș sunt peste 100 de exemplare de urși.